Bună seara, vă salut! N-am apucat să vorbim direct așa după finala cupei. Felicitări! Felicitări din greu pentru performanța realizată în acest sezon acolo la Corvinu și nu numai în acest sezon, pentru că a fost vorba de un proiect care a tot crescut și a tot crescut. Acum mai poate să crească în continuare? Vă mulțumim frumos. Noi așa spunem, da. Băieții, cum am format și lotul, așa ne-am și gândit că au proiecte pe viitor și acum nu ne-am înșelat. Acum rămâne să dovedim, pentru că știți și dumneavoastră, urmează o supercupă, 4 meciuri în Europa, acele meciuri sunt solicitante, trebuie să fim foarte atenți la întregirea lotului, mai avem, noi am suferit din punctul acesta de vedere și în acest an, pentru că nu am fost prea mulți numeric, au fost 15-16 jucători care au jucat aceste meciuri și în cupă și în campionat. Și acum cumva vrem să ne gândim să aducem niște jucători care să ne ajute și în meciurile internaționale. Am văzut că ați luat 4 jucători africani. Sunt de perspectivă sau pot intra? Da, sunt jucători de 18-19 ani. Noi așa spunem, acum rămâne să vedem dacă putem să-i adaptăm. Ei calități, chiar au calități și fizice, cei doi atacanți. Înalt, o statură foarte bună, fizic bun de atacant. Acum să vedem cum se integrează. Asta e bine că sunt vorbitori de limba engleză. Sunt și împreună, cumva nu le va fi foarte greu să se adapteze, dar i-am luat ca pe o investiție de viitor, nu pune nimeni presiune pe ei și încercăm să integrăm. Cât aveți vacanță? Când vă reuniți? Pe data de 10. Bun, de măcar două, iese de 2 săptămâni, nu prea e. Sau iese, hai, cu tot ce a mai fost de după finalul sezonului, iese. Au fost cazuri în care echipe de primă ligă nu au fost interesate de licența europeană și puteau să joace acolo pentru că au câștigat cupa, de exemplu, dar nu au jucat pentru că n-au fost interesate. La Corvino e o situație specială, dar vreau să zic că a mirat puțin faptul că a fost destul de tranșant, de clară treaba la primele reacții din partea Corvinului. Domnule, ne interesează cupele europene, vrem să jucăm, promovarea mai vedem. Dacă nu se poate, nu se poate, dar vrem să jucăm în cupele europene. Alte cluburi poate că ar fi zis, asta e, vrem să promovăm în primul rând și lăsăm locul european altor echipe. De ce atitudinea aceasta a Corvinului? În primul rând e despre jucătorii care fac parte din lotul actual. Nu puteai să le iei visul de a evolua în competiții europene, pentru că acolo cumva te măsori și îți măsori forțele cu echipe bune din alte țări. Nu puteam să riscăm în primul rând, că noi dacă alegeam să mergem pe CIS-ul nou, aveam drept de promovare, dar nu ne garanta nimeni, pentru că da. Știți și dumneavoastră, astea sunt meciuri garantate, câștigate pe teren, meciurile astea europene, da? Asta vreau să zic, obținute prin performanța pe care ați realizat-o. Exact. Nu ne-a oferit nimeni nimic. Am crezut în visul nostru și cu licența, că spuneați dumneavoastră de alte echipe care nu au depus licența pentru a evolua în Europa, pentru probabil n-au crezut că pot atinge acel obiectiv. Probabil. Noi ne-am dorit posibil și asta. Ați pierdut golgheterul, trebuie să vă mișcați, nu? Da, avem acolo, din punctul acesta de vedere, sper să rezolvăm cât mai repede acea poziție, pentru că Marius s-a impus, ne-a ajutat foarte mult, dar cumva acesta a fost și pactul cu el. El, când a venit de la Petrolul, a renunțat la bani, a fost un băiat care s-a dovedit din prima zi că vine să facă treabă și cumva de acești jucători avem nevoie în continuare. Pentru că i-am zis că în momentul în care va veni o ofertă pe numele lui, nu ne vom împotrivi. Nu puteam să ne opunem acum, mai ales că a venit din partea unei echipe din primele 6.
E hotărât, e clar, adică oficial, e hotărât că jucați în cupele europene la Sfântul Gheorghe? Noi am aplicat că trebuia să aplicăm pentru un stadion. Încă nu știu detaliile acestea, nu știu. Din câte știu, acolo se vor disputa meciurile. Pentru că atât Sibiu cât și UTA nu aveau licență europeană. Atât știu la momentul actual. Da, are vreo legătură transferul lui Coman la Sfântul Gheorghe cu invitația de a juca acolo? Eu nu, nu văd, nu, dar... Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nicio legătură. Nu, nu, nu. Da, mai este și o altă explicație, înțeleg că Ioan Andone a oferit-o public, mai pragmatică așa, la alegerea cupelor europene în detrimentul promovării, și anume faptul că intră în renovare stadionul și ați promova, dar n-ați putea juca acasă. E și acesta un aspect de luat în considerare, dar eu m-am gândit la mine și la jucători. Cred că la unison am fost în momentul în care nu că a fost pusă întrebarea să vedem dacă de unde avem de ales, dar în momentul în care s-a pus în balanță faptul de a avea drept de promovare și de a activa în cupele europene, a fost la unison. Mai există, dacă ați mai vorbit cu conducerea, mai există vreo speranță, vreo modalitate prin care Corvinul totuși să poată să aibă drept de promovare, chiar și în condițiile acestea? Eu cred că s-ar putea găsi o soluție, pentru că dacă vrei, poți. Că noi avem și CIS-ul nou, în momentul în care, dacă aventura europeană se va sfârși, să putem intra pe noul CIS. Dar procedurile acestea nu prea le stăpânesc și aș vrea să vorbesc. Da, e vorba de un termen până la care trebuie depuse actele și acel termen ar fi depășit și atunci ar fi nevoie de o derogare din partea Federației Române de Fotbal. S-ar putea cu derogare. Florin, ce poți să ne spui concret legat de cum te pregătești tu sau cum îți pregătești echipa pentru cupele europene? Adică, nu știu, aduci niște jucători, rămâi cu ăștia, nu știu, trebuie să te pregătești într-un fel, nu? Jucați, da. Reprezentați noi, România. Da, noi rămânem în această formulă, sunt semnați toți jucătorii, în afară lui Marius nu mai pleacă nimeni. Am mai adus niște jucători pe care noi i-am urmărit în acest an. Încă un jucător, mâine s-ar putea să semnăm pe cel de-al doilea, pentru că l-am semnat pe Gârbiță de la Pandurii, tot așa un băiat născut 2000 care nouă ne-a atras atenția și îl știam de mai mult timp, dar e clar că ne asăm și pe 3-4 jucători care să ne ajute în cupele europene, pentru că perioada de transfer se termină în septembrie și ea va avea posibilitatea să se transfere de la Corvinu la alte echipe. Da, am luat în calcul să luăm și niște jucători. 3-4 jucători, asta te întreb. Ăștia vin de la Liga 1 sau... Da. Jucători care să ne ajute efectiv în cupele europene. Doar pentru cupele... Aha. Da, da, interesant. Da. Pentru că nu putem așa suporta e. salariile jucătorilor. Dar dai salarii pentru perioada asta, cum ar veni. Da. Bănuiesc că ambiția este să demonstrați că puteți să reprezentați cu demnitate fotbalul românesc. Sincer, domnul Valin, eu mă bazez și pe grup, pentru că muncesc cu acest grup de cel puțin 2 ani de zile. Ei sunt în creștere, ne arată și ne dau încredere și parametrilor fizici, se pregătesc bine, adică nu suntem mai prejos decât o echipă de Liga 1, drept dovadă și meciurile. Rezultatele final, da. Rezultatele. Băieții aceștia sunt niște băieți tineri care au nevoie cumva de confirmare și ei au simțit-o pe propria piele. Acum rămâne să vedem ce va fi în continuare. Și acum un mic test, Florin. Când a jucat ultima oară Corvinul în cupele europene? A jucat cu Sarajevo. În 81, dacă nu mă înșel.
Acum nu vreau să mă dau mai deștept, nu mai știu nici eu exact anul, dar vreau să te verific pe tine. Da, cu Sarajevo a fost ultimul, n-a fost și cu Neuchâtel? Sau nu, cu Sarajevo, ai dreptate, cu Sarajevo. Cu Sarajevo, un 4-4, da, sportul a fost cu Neuchâtel atunci, da, corect. Eu spuneam întrebarea, dar de fapt tu știi mult mai bine ca mine și e foarte bine. Da, mulțumesc mult, Florin, baftă multă, înțeleg că pleci în vacanță, vacanță frumoasă și...